Trei categorii, 48 kg pe durata de 3 reprize, a 3 minute se întâlnesc. În colțul roșu reprezentând vehiculul acut, Gris Beniș Vaslo. În colțul albastru reprezentând Bati Box Oradea, Mititelul Dăluț Leviu.
Elibera Zrigul, următor epizodul. Eliberați din gând, ultima repriză.
deciză. Convingător, prin decizie unanimă, sportivul din colțul roșu, Todor Laszlo, Miercurea Ciuc. Lupta cu numărul 2 al Galii va fi condusă de către arbitrul internațional Pătrunjel Ionel Tulcea. Arbitrii și judecători în ordinea meselor sunt masa numărul 1, Baia, masa numărul 2, Brăila 2, masa numărul 3, Cluj, masa numărul 4, Salonta, masa numărul 5, Iași, în limitele categoriei 48 de kg, pe durata de 3 reprize, 3 minute se întâlnesc. În colțul roșu, reprezentând aceea curăștie, Bătrânul Denis Constantin. În colțul albastru, reprezentând Pandurii Târgu Jiu, Bobogodaru Alexandru. Lupta cu numărul 3 al Galei va fi condusă de către arbitrul internațional Luțu Dornel Brăila. Arbitrii și judecători în ordinea meselor sunt masa numărul 1, Botoșani, masa numărul 2, Sibiu, masa numărul 3, Baia Mare, masa numărul 4, Brăila 2, masa numărul 5, Salonta, în limitele categoriei 51 de kg, pe distanța de 3 reprize, 3 minute se întâlnesc.
Në konsul Rushu, repetim që si me jash, konsul Nikolas Shtefan. Në konsul Alfasin, repetim që si me Rushica, Rishdile Dari Ilije. În atenția domnilor antrenori sportivi, între cele două gale vom face o pauză de aproximativ 15 minute.
eliberează din bun, urmează repriza a doua. Eliberați ringul, ultima repriză. Thank you.
Decizie. Învingător la puncte, prin decizie unanimă, sportivul din cortul roșu, Bogu Nicolae Ștefan, CSM Iași. Lupta cu numărul 4, Arcane, va fi condusă în ring de către arbitrul internațional, botez Iulian Iași. Arbitrii judecători în vârta meselor sunt masa numărul 1, Baia Mare, masa numărul 2, Cluj, masa numărul 3, Salonta, masa numărul 4, Sibiu, masa numărul 5, Botoșani, în limitele categoriei 51 de kilograme, pe durata de 3 reprize, a 3 minute se întâlnesc. În colțul roșu, reprezentând Dinamo București, Chivu Nicolae Antonio. În colțul albastru, reprezentând CSM Brăila, cu jocarul George Ligan.
repriza întâi. Eliberați ringul, urmează repriza a doua. Oh!
Thank you.
Lupta cu numărul 5 al Galei va fi condusă în rând de către arbitrul internațional Zidarul Adrian Sibiu. Arbitrii judecători în ordinea meciului sunt masa numărul 1, Salanta, masa numărul 2, Botoșani, masa numărul 3, Iași, masa numărul 4, Brăila 1, masa numărul 5, Cluj. În limitele categoriei 54 de kg, pe distanța 3 reprize, a 3 minute se întâlnesc. În cursul roșu, reprezentând CSM Călăraș, Borlan Alberto Alexandru. În cursul albastru, reprezentând Dinamo București, Chivu David Nicolae. Come on, come on, come on.
Elu pe razrin vân, urmează repriza a doua. Eliberați ringul, ultima repriză. Oh.
decizie. Învingător predecise un anumă, sportivul din cortul roșu, Orlan Alberto Alexandru, CSM Călăraș. Masa numărul 1, Botoșan, masa numărul 2, Sibiu, masa numărul 3, Brăila 2, masa numărul 4, Turcia, masa numărul 5, Iași, în limitele categoriei 54 de kilograme, pe durata de 3 reprize, 3 minute să cresc. În colțul roșu, reprezentând CSM Brăila, Dogaru Ionuț. În colțul albastru, reprezentând CSM Galați, Ierofte, Daniel Mihai. Aproximativ 15 minute. Thank you.
Unë libera të ringurë, për mesë reprizatua,